După atâtea luni de investigații, sunt nu doar convinsă, pentru că convinsă a fost întotdeauna, sunt deja pregătită să vă spun că Ion Butmălai a fost omorât. Ion Butmălai a fost împușcat de o persoană care a părăsit în grabă casa lui. Expertizele au fost finalizate toate și din expertizele respective, la cele mai serioase întrebări, răspunsurile au fost nu putem da cu certitudine. Deci este un răspuns din ăsta cum a făcut judecătorul în cazul aeroportului, da? Ca să nu super comanditarul, dar ca să nu deranjez poporul. Este un răspuns neutru din care fiecare poate desprinde ce.